Trecerea consilierului județean Cosmin Greci la Partidul Social Democrat nu le-a picat deloc bine liderilor ACL Gorj. E o plecare care nu te bucură, e un consilier județean totuși, nu te bucură plecarea unui simplu membru de partid, cu atât mai mult a unui consilier județean. Asta e, pe de altă parte nici nu-l poți opri. Chiar dacă Greci a afirmat că a făcut pasul spre PSD datorită relației de rudenie pe care o are cu Victor Ponta, Vâlceanu este convins că fostul său coleg nu-l va vota pentru funcția de președinte. Așa cum e probabil domnul Greci rudă sau nu știu ce relație avea cu domnul Ponta, sunt convins că totuși nu-l va vota. O fi trecut la PSD, sunt convins că nu-l va vota. În ultimele zile au circulat mai multe zvonuri conform cărora mai mulți consilieri județeni ai Alianței Creștin-Liberale vor face pasul spre PSD. Cosmin Greci este primul care a profitat de ordonanța 55, care expiră mâine.